Au sărbătorit pe vapor de ziua lor 150 de copii din familiile angajaților Ministerului Apărării s-au plimbat pe râul Nistru. Micuții au avut parte de mai multe surprize. Au dansat, au cântat, au jucat și au admirat peisaje minunate. Călătoria cu vaporul Moscova a început de la hidrocentrala din Dubăsari. Copiii au fost petrecuți de ministrul apărării Vitalie Marinuța, care le-a povestit cum a copilărit pe malul Nistrului. Mergând la nord pe Nistru, vor vedea stâncele bătrânului Nistru. Sunt unele peșteri pe acolo care le vor vedea. Organizatorii au avut grijă ca micuții să nu se plictisească în mica lor călătorie. Pentru majoritatea copiilor, aceasta a fost prima plimbare cu vaporul, un vis devenit realitate. Frumos, normal. Ce îți place cel mai mult? Apa, cum se mișcă vaporul. Este foarte frumos. Te miști, dar când te uiți în jos, parcă stai pe loc. Ziua copiilor. Și tu ești fericit astăzi de ziua copiilor? Da. Păi noi ca militari vă dați seama că avem foarte puțin timp pentru astfel de activități. Trebuie să fim cu ei mereu. Două fetițe au avut sărbătoare dublă, pentru că 1 iunie este și ziua lor de naștere. Mult sănătate, să îngerul păzitor să păzească pe la dânci bătrânețe. O astfel amintire și dumneavoastră la fel. În 3 ore, vaporul a parcurs traseul Holercani-Oxentia-Holercani. Evenimentul a fost organizat al doilea an consecutiv de Ministerul Apărării.